În 2016, 10,4 milioane de persoane aveau tuberculoză, iar 1,7 milioane au decedat prin această boală. Dintre copii, 1 milion s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 250.000 au decedat. Statisticile sunt alarmante la nivel global. În cadrul campaniei Ziua Mondială împotriva tuberculozei, DSP Dâmbovița a desfășurat activități de informare cu elevii, dar și cu asistenții medicali școlari. În ultimul deceniu, tuberculoza a ajuns să reprezinte a noua cauză de deces în lume. Și este una dintre cele mai importante boli care este determinată de un singur agent infecțios. În perioada 2000-2016 s-au înregistrat 53 de milioane de decese prin tuberculoză, din care 82% din aceste decese erau la persoane HIV negative, deci care nu erau infectate cu virusul imunodeficienței umane. În România, la sfârșitul anului 2016, erau în evidență peste 12.000 de cazuri noi și recăderi și s-au înregistrat 969 de decese, 785 erau bărbați și 184 femei. Diferența în privința mortalității are o explicație logică, spun specialiștii. Știți foarte bine că explicația logică există. Bărbații sunt mai degrabă consumatori de alcool și de tutun, deși se pare că nu o să treacă foarte mult și în lume această tendință va fi depășită de o egalizare a consumului între cele două sexe. Tot în 2016, conform buletinului informativ al INSP, în regiunea Sud-Muntenia, statisticile arătau cazuri noi în Giurgiu, 82,7 de cazuri la 100.000 de locuitori, în Teleorman 81,7 la 100.000 de locuitori și în Olt 80 la 100.000 de locuitori. La nivelul județului Dâmbovița, în anul 2016 s-au înregistrat 283 de cazuri noi de TBC, iar în anul 2017 numărul cazurilor de TBC a fost de 295.